Bună ziua și bun găsit la știri! Soția militarului Remus Brânzan, decedat pe front, a ridicat în numele acestuia diploma de cetățean de onoare conferită de către primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea. Deși au trecut aproape 26 de ani de la moartea sublocotenentului Remus Brânzan, în tot acest timp nicio autoritate din Râmnicu-Vâlcea nu a catadixit să-și îndrepte atenția asupra acestuia. Abia vineri 4 februarie 2022, la sediul primăriei Râmnicu-Vâlcea, soția militarului român căzut la datorie în teatrele de operațiuni din Bosnia și Herțegovina a primit din partea primarului Mircea Gutău diploma de cetățean de onoare în numele soțului. Aș vrea să începem conferința de presă prin a acorda diploma de cetățean de onoare post-mortem și vreau să spun că personal sunt onorat să mânez diploma titlului de cetățean de onoare acordat post-mortem soțului dumneavoastră. Știu că acordarea diplomei de cetățean de onoare este o palidă consolare, dar în același timp vreau să vă spun că este un semn de respect pe care vă-l purtăm și vreau să personal să vă felicit pentru faptul că timp de 26 de ani ați reușit să vă creșteți singură copilul, iar acum sunt convins că undeva din ceruri sublocotenentul Remus Brânzan veghează și asupra dumneavoastră, asupra copiilor dumneavoastră. La eveniment a fost prezentă și sora militarului. Sublocotenentul Remus Brânzan a făcut parte din Brigada 10 Geniu, primul contingent militar din țara noastră, care a participat la o misiune internațională de menținere a păcii în Bosnia-Herțegovina. Persoanele testate pozitiv pentru COVID-19 se pot duce acum în centrele de evaluare pentru a avea parte de investigații speciale. În data de 2 februarie s-a derulat întâlnirea online pe platforma Zoom între conducerea CAS Vâlcea, conducerea DSP Vâlcea și reprezentanții celor trei unități sanitare spitalicești, Spitalul Județean Vâlcea, Spitalul Orășenesc Horezu și Spitalul Municipal Drăgășani, unde funcționează de câteva zile centrele de evaluare pentru pacienții confirmați cu COVID-19. Întâlnirea a fost inițiată de instituția CAS cu scopul de a informa medicii specialiști care acordă servicii medicale în aceste centre despre cadrul legal în care trebuie să-și desfășoare activitatea. În situația în care pacientul a fost testat pozitiv și prezintă cel puțin doi factori de risc, respectiv boli cardiovasculare, diabet, vârstă peste 65 de ani, obezitate, se poate prezenta la centru de evaluare. La nivelul județului Vâlcea avem trei centre de evaluare situate la nivelul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, la nivelul Spitalului Municipal Drăgășan și respectiv Spitalului Orășenesc Horezu cu program de lucru între orele 8 și 15. În centrele de evaluare COVID se acordă următoarele servicii: investigații, analize de laborator, investigații care sunt prevăzute de altfel în reglementările în vigoare, tarifele fiind diferite în funcție de investigațiile care se acordă, computer tomograf și de asemenea tratament cu medicație antivirală sau cu anticorpi monoclonali. Tratamentul antiviral este recomandat, bineînțeles, la recomandarea medicului care face evaluarea în centru de evaluare și poate fi acordat gratuit pacienților, inclusiv pentru tratament în ambulatoriu la domiciliu. Anticorpii monoclonali conform protocolului se fac sub strictă supraveghere medicală la spital. Este foarte important de subliniat faptul că centrele de evaluare nu sunt centre de testare. La acestea pacienții ajung numai dacă sunt testați pozitiv COVID-19. La centrele de evaluare ajungeți numai în condițiile în care sunteți testat pozitiv și apăreți în aplicația Corona Forms și pe de altă parte aveți factori de risc dintre cei enumerați anterior. Persoanele pozitive cu forme medii și factori de risc pot beneficia de investigații radiologice sau de computer tomograf, de analize medicale de laborator și vor primi, dacă se impune, tratament antiviral gratuit. Apoi vor intra în izolare la domiciliu sau la o adresă declarată de ei.
Pe lângă creșterea capacității de testare la medicii de familie, o adresabilitate mai mare către aceste centre de evaluare va duce cu siguranță la evitarea supraaglomerării secțiilor de spital și a structurilor de primire urgențe, acestea fiind obiectivele conducerii CSE Vâlcea în această perioadă. O ambulanță dotată cu aparatură performantă a ajuns la spitalul din Mihăiești, printr-o acțiune a membrilor clubului Rotary Râmnicu-Vâlcea cu sprijinul Rotary Straubing și a sponsorilor. Clubul Rotary Râmnicu-Vâlcea se implică în continuare pentru a veni în sprijinul pacienților în această perioadă de pandemie și susține efortul depus de către personalul medical din Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu Mihăiești. După dispozitivul de ventilație non-invazivă donat anul trecut de această dată, o ambulanță dotată cu aparatură performantă a intrat în posesia spitalului. Această autoutilitară, ambulanță, care a fost sponsorizată cu sprijinul Rotary și va intra în posesia noastră pentru a desfășura acte medicale de calitate alături de alte activități care le întreprindem la nivelul spitalului susținute de către Consiliul Județean prin domnul președinte. Și vă mulțumesc încă o dată, în primul rând, dânsului, dumneavoastră, cu acest eveniment. Practic, susțineți această activitatea noastră. Alături de investițiile publice pe care le face Consiliul Județean Vâlcea, Rotary este un partener social important și de nădejde, pentru că donațiile dumneavoastră în echipamente medicale, în tot ceea ce înseamnă bunuri pentru buna desfășurare a activității în spitale au fost de-a lungul timpului importante. Este o ambulanță cu aparatură nou-nouță, chiar dacă este rulată. Pentru asta și este operațională pe loc, adică punem șofer pe ea și am plecat la treabă. Acest proiect este realizat printr-un parteneriat între Clubul Rotary Râmnicu-Vâlcea și Clubul Rotary Straubing din Germania. Proiectul prin care spitalul din Mihăiești este înzestrat cu o ambulanță dotată cu aparatură performantă are o valoare de 22.000 de euro și a fost inițiat de către Marian Mitra, fost președinte Rotary Club în mandatul anterior. Acest proiect a fost inițiat în anul 2020, decembrie 2020. Acest proiect venind în întâmpinarea tuturor oamenilor și bolnavilor care au nevoie de așa ceva. Este un proiect frumos pentru noi, pentru cetățenii acestui județ, colegilor din Clubul Rotary și, bineînțeles, pentru necesitatea tuturor oamenilor cu nevoi în momentul de criză medicală. Datorită dumneavoastră, datorită firmelor care au contribuit la investiție în acest autoturism, mașina este foarte binevenită, era nevoie. Prin această donație se va asigura transportul și intervenția pacienților într-un mod mai facil pentru un tratament de specialitate performant și eficient. Am bucuria de a vă înmâna donația din partea Clubului Rotary Râmnicu-Vâlcea, în parteneriat cu Clubul Rotary Straubing, a ambulanței pentru Spitalul de Pneumologie Mihăiești, cheile mașinii și documentele în original ale mașinii. Bravo! Bravo! Ambulanța, care este practic o unitate mobilă, e dotată cu echipamente verificate și omologate de către ANMDM. Ambulanța este dotată cu echipamente noi, practic să asigure în caz de nevoie intervenție către un pacient care efectuează transportul către o altă unitate medicală din județ. Practic, cu aceasta întărim încă o dată siguranța de transport a pacienților care se vor deplasa pentru diferite consulturi medicale. Astfel de acțiuni sunt pe agenda membrilor Rotary Club Râmnicu-Vâlcea, prin care sunt alături de pacienți, cadre medicale și nu numai, prin proiecte destinate binelui comunității. Deviza acestui an rotarian este: încercăm să schimbăm vieți. În campionatul național de volei al junioarelor, echipa Colegiului Național Mircea cel Bătrân Râmnicu-Vâlcea a disputat primul joc din acest an pe teren propriu în compania echipei similare din Sibiu. Victoria a revenit oaspetelor, care s-au impus în 3 seturi.
Campionatul național de volei al juniorelor cuprinde în acest sezon 6 grupe care totalizează 35 de echipe, iar întrecerea se află acum la jumătatea returului. Voleibalistele de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân Râmnicu Vâlcea, în echipament roșu-negru, au fost repartizate în seria F, grupă din care mai fac parte formațiile similare din Pitești, Târgu Mureș, Blaj, Craiova și Sibiu, aceasta din urmă fiind adversara elevelor antrenoarei Romanița Nicolau în partida disputată la Sala Capela din Râmnic. Chiar dacă oaspetele s-au impus în 3 seturi, oltencele nu au făcut simplă figurație și asta pentru că în dese rânduri am asistat la schimburi de mingi apric disputate. Oltencele au pierdut așadar toate cele 3 seturi, dar și-au trecut în cont 50 de puncte, 14 în primul act, câte 18 în următoarele două. Da, din păcate evoluția fetelor de astăzi a fost nu prea plăcută din punctul meu de vedere. Se vede lipsa jocurilor fetelor. Sperăm ca în etapa următoare, pe care o vom avea la Sibiu, pe vineri, o etapă restantă din tur, tot la Sibiu, evoluția lor să fie altfel decât a fost astăzi. Am încredere în ele, sperăm să depășim momentul și aștept un rezultat mai bun din partea lor și o prestație mai bună. Evoluția noastră din campionat a fost puțin sub așteptări. Este foarte puțin din câte putem noi, de fapt, și sper că o să fie mai bine. De exemplu, meciul de astăzi a fost disputat, dar din păcate rezultatul n-a fost pe măsură. Problema la noi e că nu ne concentrăm pe timpul meciului, dar dacă ne-am concentrat mai mult, ar fi alt rezultat și la antrenamente și în timpul meciurilor. Dar pe viitor sper să ne încurajăm mai mult și să dăm dovadă de un meci de volei. Pe tot parcursul am avut probleme de concentrare, nu am reușit să ne mobilizăm, deși multe echipe, în mod normal, nu ar fi trebuit să ne pună probleme. Rezultatul final și-a spus cuvântul. Ce vă propuneți pentru viitor? Să avem antrenamente cât mai puternice, să reușim să ne construim mai bine și poate câțiva sponsori. Rămâne de văzut dacă în viitor tricourile voleibalistelor de la Colegiul Național Mircea cel Bătrân vor fi inscripționate și cu numele unor eventuali sponsori sau acest sport cu tradiție în Râmnicu Vâlcea va dispărea încet și sigur. Au evoluat în această partidă pentru echipa antrenoarei Romanița Nicolau, Emilia Păun, Bianca Gioiculeasa, Maria Ioniță, Beatrice Santuzi, Adina Cristea, Ana Lazăr, Claudia Grigorescu, Irma Ispas și Erica Fețeanu. Din păcate, din urmă nu mai vine chiar nimic, adică cel puțin de talia celor pe care le avem acum. Noi ne străduim să aducem și să găsim în primul rând fete, măcar de nivelul celor pe care le avem acum. Din păcate, asta este situația, sperăm să o depășim cât mai curând. Ultima partidă pe care junioarele vâlcene o vor disputa în acest sezon pe teren propriu este programată duminică 13 februarie, atunci când la Sala Capela va veni echipa Viitorul Pitești. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Antena 3 Vâlcea, urmează analiza zilei. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat. La revedere!